Vicepreședintele Academiei de Științe Agricole, profesor universitar Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii în guvernul Boc, este unul dintre cei care militează permanent pentru finanțarea rezonabilă a cercetării științifice românești. Acesta consideră că, cel puțin în agricultură, cercetarea științifică este singura capabilă să rezolve marile probleme ale agriculturii românești în condițiile schimbărilor pedoclimatice de la noi. Ne găsim într-un moment destul de delicat și de greu și culmea este că de vreo 3 ani și jumătate de când sunt aici, ne-am ales doar cu această muncă de clarificare și nu de a crea niște cadre care să se finalizeze cu succes și cu liniște, practic, în cercetare, pentru că de liniște este mult nevoie și, în același timp, și de resursele necesare pentru a realiza anumite performanțe. Sigur, mi-am predat, rămân în continuare în legătură cu Universitatea și cu studenții mei de la Timișoara. Sunt conducător de doctorat și mi-am câțiva doctoranzi. Conduc cursuri postdoctorale și de masterat și îmi continui programul de cercetare de la Lovli. Bineînțeles, de peste 43 de ani, pe domeniul cânepei și nu numai. Profesorul Valeriu Tabără este unul dintre cei care consideră că produsele alimentare românești sunt superior calitativ celor din majoritatea țărilor europene. În aceste condiții trebuie să fie dusă o luptă pentru dreptul României ca țară europeană de a pătrunde pe piața comunitară cu produse românești. Sunt un fel de sfătuitor a colegilor mei mai tineri, inclusiv în ceea ce privește, și probabil m-au auzit foarte mult vorbind despre calitatea produselor pe care le realizăm în agricultură, în primul rând soiuri, fie că este vorba de grâu, fie că este vorba de floarea soarelui, de celelalte materiale genetice pe care le producem, și de ce nu o bătălie continuă pentru ceea ce înseamnă performanța în agricultura României. Pentru că, coordonând problemele legate de agricultură în două momente dificile, a spune eu, dar și apoi ca parlamentar, ca vicepreședinte și președinte a Comisiei de Agricultură, am cunoscut cadrul, baza, problemele cu care se confruntă agricultura României și, sigur, și anumite măsuri care au fost luate, dar care ar fi trebuit să fie luate și continuate pentru ca România să fie o țară performantă în domeniul agriculturii. Valeriu Tabără este profesor universitar titular la Catedra de Fitotehnie, Plante Tehnice a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara. S-a implicat activ în politică, fiind ales parlamentar în mandatele 1992-1996, 1996-2000, 2004-2008 și 2008-2012. A fost președinte al Comisiei de Agricultură în Camera Deputaților și președinte al Comisiei de Anchetă privind situația sistemelor de irigații din România. În 2012 suferă o operație pe cord deschis, iar în decembrie 2012 este victima unui accident grav de circulație, în urma căruia se alege cu fracturi la ambele membre inferioare. De pe patul de spital, Valeriu Tabără anunță retragerea sa din politică, rămânând să activeze doar în domeniul cercetării și ca profesor universitar.